Data trecută ne-am uitat la viața între începutul și sfârșitul ei. Ziua nașterii este mai puțin importantă decât ziua morții. Ne-am uitat data trecută la viața între începutul și sfârșitul ei și o serie de proverbe pline de înțelepciune care să ne ajute să ne orientăm viața cumva. Astăzi viața continuă între începutul și în sfârșitul ei cu partea a doua, dacă doriți. Așa că astăzi o să ne uităm la viața și perplexitățile ei. Eclesiastul 7, versetul 26, până în Eclesiastul 8, versetul 15. Solomon își continuă călătoria în felul următor. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. De fapt, aceasta este demersul eclesiastului de când am pornit împreună. Călătorește prin orașul întortocheat al vieții, încercând să-i dea de capăt, să iasă cumva la liman mereu, mereu o ia pe niște străzi lăturalnice, numite strada educației, strada plăcerilor, strada bogăției, strada realizărilor, dar de fiecare dată se pierde pe străduțe și bănuiește, bănuiește că undeva ieșirea este la cea stradă principală de pe care tocmai a plecat. Bănuiește cumva că undeva la Dumnezeu este soluția, dar încă nu este clar în ce fel bănuie drumul folosindu-se de rațiune, folosindu-se de observare, de știință, folosindu-se de experiența personală, de conștiință și de un soi de discernământ spiritual pe care el îl numește gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în om. Pasaj după pasaj, Eclesiastul se frământă cu sensul vieții, rătăcind pe străzile răturalnice și revenind din loc în loc înapoi pe strada principală, pricepe că undeva la Dumnezeu e totul. Și apoi se rătăcește iarăși încercând să găsească sensul vieții. Știe de la început că omul este mai mare decât lumea de sub soare, deși nu i-a dat de capăt în ce fel. Îi lipsește imaginea de ansamblu pe care o avem noi cei care suntem după Hristos. Așa că haideți să pornim la drum în călătoria lui de astăzi. Viața și perplexitățile ei. Nu continuă cu o serie de proverbe, ci continuă cu niște observații din viață. Niște perplexități din domeniul relațiilor interumane. Strada pe care se aventurează în această seară este strada perplexității ascultați călătoria. Și această perplexitate începe dur. S-ar putea să citești cele mai insuportabile cuvinte din această carte. Și mai ales persoanele de sex feminin s-ar putea să simt o strângere de inimă. Dar chiar și bărbații cred că o pot simți. Pentru că afirmațiile care urmează sunt aparent misogine, sexiste, insuportabile inclusiv pentru lumea în care trăim. Ascultați cum își începe călătoria eclesiastul. -am, și am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă și un laț, și de a cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul după altul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și reteni. Prima oprire a Eclesiastului a înțeleptului este una sexistă, misogină. De fapt, dar de fapt, prima lui perplexitate privește, are de-a face cu încrederea în om în general și nu atât de mult cu femeia. Practic, prima lui afirmație, prima lui descoperire pe strada perplexității este exact aceasta. Nu-ți poți pune toată încrederea în om. Versetele 26 la 29. Nu te poți bizui în om în general și în femeie în particular. Dar de ce face o astfel de afirmație? Trebuie să ne întrebăm, pentru că cuvintele sunt dure. Înainte de a ne speria de așa-zisul sexism, să observăm cu foarte mare atenție că diferența dintre bărbați și femei, în analiza lui, este una foarte mică. Infim de mică. Diferența este de 0,1%. De unde am scos-o? Din afirmația lui. Dintr-o mie de oameni poți găsi unul. Dintr-o mie de bărbați poți găsi unul. Dar dintr-o mie de oameni poți găsi zero femei. Adică 99 99,9% dintre bărbați nu sunt demn de încredere. Doar unul dintr-o mie. Și doar zero dintr-o mie femei. Făcând un simplu calcul matematic, ne dăm seama că diferența între bărbați și femei este de 0,1%. Diferența este foarte, foarte mică în opinia eclesiastului. Dar întrebarea se pune totuși, de ce? De ce femeia este totuși cu 0,1% mai lipsită de încredere decât un bărbat? Din câteva posibile motive. 1. Este o speculație, dar este un posibil motiv. Înțeleptul a trecut printr-o experiență relațională foarte dezamăgitoare undeva timpuriu în viață. Și știm cu toții că aceste relații timpurii lasă urme adânci asupra părerilor ce ți le formezi cu privire la persoana de sex opus. Un alt motiv pentru care Solomon vede femeia puțin, mai lipsă de încredere decât bărbatul, ar putea fi următorul. A atras în jurul lui mulțimea nepotrivită de femei. De ce spun asta? Pentru că bogăția, poziția socială și puterea atrag în jurul tău un anturaj profitor, fripturist, speculant, care te va deziluziona. Ăsta e adevărul din viață. Bogăția, poziția socială, puterea atrag pe lângă tine un astfel de anturaj profitor oamenii de acest gen se învârt în jurul celor care au putere, au bani și au o anumită poziție socială. S-ar prea putea ca Solomon să fi fost înconjurat de astfel, de o astfel de mulțime. Motivul pentru care Solomon vede femeia infim mai puțin lipsită de încredere decât un bărbat ar putea fi următorul. Și-a aruncat mreaja în apă și nu undița. Adică a căutat cantitatea în defavoarea calității. Spune textul nostru, a cercetat lucrurile unul câte unul. Și acesta este sensul în contextul afirmației. Una câte una. Neoprindu-se în loc să pătrundă profunzimile unei femei. A căutat să cunoască pe multe, cantitate mare, în defavoarea calității. La o cercetare superficială, orice descoperire poate fi înșelătoare. Iată deja câteva, cel puțin trei argumente, pentru care Solomon probabil că a făcut o astfel de afirmație. Dar mai este încă un argument aici. Așteptările lui Solomon de la partenera de viață erau prea mari. Adică, Solomon nu a căutat o persoană cu care să-și împărtășească viața, ci un răspuns la viață. A căutat în femeie un răspuns la viață și nu o persoană cu care să împărtășească. Este femeia răspunsul? Nu și nici nu are cum să fie. Cu o femeie, respectiv cu un bărbat, îți poți împărtăși viața, dar nici unul, nici altul nu este răspunsul la viață. Iată deci câteva motive pentru care Solomon vede acolo o diferență foarte mică între bărbați și femei, între încrederea ce o pot spune într-un bărbat sau într-o femeie, o diferență de 0,1%. Dar aceeași afirmație misogină și șocantă mai trebuie să observăm un lucru. Nu doar că Solomon, de fapt, spune că e o diferență foarte mică între bărbați și femeie. Să mă observăm că în afirmația lui există o doză de subiectivism. El nu face o afirmație general valabilă pentru întreaga omenire, ci el spune că el nu a găsit ceea ce căuta. Asta nu exclude că alții ar putea găsi. Este mai mult un soi de mărturie personală, subiectivă, decât o afirmație plină de înțelepciune despre femeie sau despre lume sau despre om. El nu a găsit. Și în plus, de ce o astfel de afirmație? El caracterizează femeia care este atât de periculoasă. O caracterizează acolo în text. Și anume spune femeia a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei, cărei mâini sunt niște lanțuri. Această femeie nu este demnă de încredere. Deci, observați că ceea ce la prima vedere părea o afirmație foarte șocantă și ne la locul ei, s-ar putea să aibă niște explicații rezonabile. În concluzie, pasajul acesta greu de înghițit are de a face, vrea să ne transmite ceva cu privire la oameni în general, bărbați și femei. Oamenii sunt o dezamăgire. Nu trebuie să te aștepți ca un om să-ți împlinească nevoile. Nici măcar partenerul creștin de viață nu poate face una ca asta. O afirmație asemănătoare, dar mult mai radicală, o face Dumnezeu prin prorocul Ieremia, când spune, așa vorbește Domnul, și ascultați ce urmează, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. În această primă oprire pe strada perplexității, Solomon ne transmite acest mare adevăr. Nu-ți pot spune toată încrederea într-un om, fie el bărbat, fie el femeie. De ce? Versetul 29 explică de ce. Deși Dumnezeu i a făcut pe oameni simpli, oamenii au complicat totul. Acesta este sensul versetului. I-a făcut corect sau drept, fără prihană, dar oamenii au găsit multe scheme, mecanisme și retenii ca să profite unii de alții. Lucrurile făcute simplu și bine de către Dumnezeu au ajuns atât de complicate din pricina noastră. Din pricina căderii noastre în păcat. Asta vrea să spună versul 29. De aceea nu te poți încrede în om. Pentru că omul și-a complicat singur viața. Încheind cu această bucată, cu această călătorie pe prima stradă a perplexității în ce privește încrederea în om, Solomon de colțul străzii și în versetul 1, capitolul 8, Solomon spune următoarele cuvinte. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprima feței îi se schimbă. În alte cuvinte, din colțul, Solomon spune, când pricep lucrurile acestea, cum că nu te poți încrede în om, te luminezi, te înseninezi. Înțeleptul își dă seama de lucrul acesta și nu are alt fel de așteptări. Și pricepând, ți se luminează fața și asprimea feței, ți se schimbă. Așa ar trebui înțeles acest verset de legătură. Este momentul în care Solomon părăsește strada perplexității în ce privește încrederea în om și o ia pe o altă străduță. Și anume, străduța încrederii în autorități. Și analiza lui continuă cu această mare afirmație. Nu-ți poți pune încrederea totală nici în autorități. Versetele 2 la 5. El continuă așa. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, că cel poate face ce vrea. Pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice ce faci? Ce vrea să spun aici este relativ simplu. Păzește poruncile împăratului, autorităților, dacă vrei să nu suferi să nu suporți anumite consecințe. Acel nu te grăbi să pleci dinaintea lui este cel mai greu de înțeles lucru. Am observat că în cele mai multe traduceri sensul este nu-i sta în cale că cel are toată puterea și nesupunerea te poate costa. Și atunci, nu te grăbi să stai, să pleci dinaintea împăratului și nu stări într-un lucru rău, că îl poate face tot ce vrea, asta vrea să spună. Păzește poruncile împăratului și nu-i sta în cale. Pentru că el poate să facă tot ceea ce vrea. Versetul 5 reglează conceptul supunerii față de autorități. Versul 5 care spune așa, pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Ce vrea să spun acest verset? Vreau să spun următorul lucru. Trebuie să asculți de autorități până acolo unde ascultarea de ele nu produce neascultare de Dumnezeu. Așa se înțelege versetul 5. Pe cine păzește porunca nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște vremea și judecata. Prima parte a versetului spune, ascultă de autorități ca să nu ai de suferit. A doua parte, dar cel înțelept cunoaște până unde te supui. El cunoaște vremea și judecata. Nu te poți încrede în om. Nu te poți încrede total în autorități. Ascultă de ele până la limita în care ajunge, ascultarea ta ajunge în neascultare de Dumnezeu. Apoi, Solomon o ia pe o altă străduță pe străduța viitorului, a perplexității în ce privește viitorul. Și afirmația lui următoare este: Nu te poți încrede în viitor. Versetele 6 la 9a. Ascultați-le. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea în paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și nu are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Nu poți avea încredere totală nici măcar în viitor. De când este omul, a avut în el o dorință misterioasă de a-și cunoaște viitorul. Și această dorință în unii oameni este atât de puternică încât apelează la modalități nepermise și periculoase în ce privește prezicerea viitorului. Dumnezeu a clasificat ghicirea, căutarea viitorului, ca fiind o urăciune. Și în Deuteronom 18 este deosebit de clar. El spune așa. Acolo. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu fie nimeni la tine care, să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă ducurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. De ce? Dumnezeu clasifică ghicirea, horoscopul, spiritismul, vrăjitoria ca fiind rele. De ce Dumnezeu nu vrea să căutăm viitorul în acest mod? Este o întrebare legitimă. De ce? Pentru câteva motive. Unu, pentru că ajungi să consulți o altă sursă de cunoaștere decât Dumnezeu, cum ar fi satana. Nu doar că te consulți cu dracul, în loc să o faci cu Dumnezeu, vei ajunge să treci dincolo de o simplă consultare. Vei ajunge să-l prețuiești pe Satan mai mult decât pe Dumnezeu. Vei ajunge să te încrezi în Satan mai mult decât pe Dumnezeu pentru că vezi că ceea ce ți se descoperă se întâmplă. Și spui, asta este sursa de cunoaștere pe care o vreau, de care am nevoie pentru că îmi spune ce se va întâmpla. De ce Dumnezeu condamnă ghicitoria? și descoperirea viitorului în orice fel o fie, în primul rând pentru că ajungi să consulți o sursă de cunoaștere alta decât Dumnezeu. Un alt motiv este următorul. Pentru că nu poți fi absolut sigur că informația primită azi, în felul acesta, va corespunde realității de mâine. În alte cuvinte, viitorul cunoscut în acest fel, prin ghicire, este unul fals, cel puțin pe termen lung. Viitorul este unul flexibil înaintea lui Dumnezeu, adică viitorul tu-ți-l faci în funcție de alegerile tale. Chiar dacă spiritismul îți poate spune ce va fi mâine, informația primită este una venită de la demoni care văd ceva imediat. Dar acel ceva este schimbabil. Dacă Dumnezeu alege să intervină, dacă tu alegi să faci un alt pas, viitorul. Profețit de un demon prin intermediul oricărei metode de ghicire, este schimbabil, nu este neapărat real, pentru că Dumnezeu poate să-l schimbe oricând. Iată un alt motiv pentru care Dumnezeu nu vrea să ne căutăm viitorul. De ce nu vrea Dumnezeu să ne cunoaștem viitorul? Pentru că cunoscându-l în modul acesta, nu-i sigur că e adevărat. Nu-i sigur că se întâmplă. Un alt motiv pentru care Dumnezeu este împotriva acestui fel de a cunoaște viitorul este pentru că toate acestea sunt modalități prin care vrei să afli ce se va întâmpla cu tine ignorând cuvântul, sfatul și încrederea în Dumnezeu. Te dezici de umblarea prin credință, lucru care te lipsește de formarea spirituală necesară trăirii în prezența Lui. Aceasta este afirmația lui Solomon. Nu poți fi sigur de om? Nu poți fi sigur, nu poți avea încredere totală în autorități? Nu poți avea încredere în viitor? Și urmează să o ia pe o altă stradă. Versetele 9 la 14, în care spune, nu te poți încrede nici măcar în justiția omenească. De ce? Și face câteva afirmații. De ce nu te poți încrede nici măcar în justiția omenească? Unu, pentru că puterea nu este distribuită uniform. Asta spune în versetul acesta. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Puterea nu este distribuită uniform, de aceea nu te poți încrede în justiția omenească. Un alt motiv, pentru că opinia publică este atât de capricioasă și ușor de manipulat. Ascultați cuvintele în limbajul eclesiastului. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, îndepărtându-se de locul sfânt și uitați încetate. Și aceasta este o deșertăciune. Opinia publică este capricioasă și ușor de manipulat. Dacă Hitler a fost considerat ca fiind rău în secolul trecut, Uitați-vă la neonazismul de astăzi care prinde puteri și este justificat ca fiind ceva bun. Revine la modă, opinia publică începe să-l reasimileze. Exemplele ar putea continua. Regele David de cealaltă extremă este deconstruit și devine un homosexual care întreținea relații cu Ionatan. Opinia publică este ușor de manipulat și este capricioasă. Mai vreți un exemplu? În urma războiului împotriva terorismului, lansat cu câțiva ani în urmă, deja se discută la nivelul cel mai înalt, în Congresul American, cu privire la justificarea torturii în anumite limite, reglementată de lege. Deja se discută cu privire la a se stabili niște legi prin care tortura este îngăduită ca să obții niște informații necesare opririi unui și mai mare rău. Dacă până acum tortura era absolut respinsă în lumea civilizată, se vorbește despre reglementarea ei nu te poți încrede în justiție omenească, pentru că este distribuită neuniform, pentru că opinia publică, modul în care poporul gândește, este ușor de manipulat și schimbat, pentru că păcatul nu este pedepsit la timp, spune Solomon în al treilea rând. Și spune în versetul 11, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. De ce nu te poți încrede în justiție omenească? În al treilea rând pentru că păcatul nu este pedepsit la timp. Neluându-se măsurile necesare la timp, omul care are inima nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea va încerca să profite de această tergiversare și să evite aplicarea dreptății. Disciplinarea trebuie făcută imediat după fapta reprobabilă, numai târziu, cu cât aștepți mai mult conștiința sub influența firii pământești, a naturii păcătoase moștenite, se regrupează și își caută dreptatea sau justificarea pentru fapta comisă. Sentimentul răului făcut se diluează. Pedeapsa târzie întărâtă și comiterea unui nou rău se actualizează. Uitați-vă la procesele tergiversate pe ani de zile. Lumea și uita de ele, de oamenii respectiv, de răul făcut de ei. Cei care au făcut răul ajung să-și dea dreptate, să justifice faptele în fel și chip. Celorlalți nu le mai pasă și ușor este să mușamalizezi orice nedreptate. De ce? Pentru că răul nu este pedepsit la timp, spune Solomon. În toată nesiguranța aceasta, deși nu are răspunsurile finale, undeva, cumva, el știe bănuie, simte că lucrurile nu sunt scăpate de sub control. De aceea continuă în felul următor. Totuși, măcar că păcătosul face de o de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele în tocmai ca umbra pentru că nu are frică de Dumnezeu. Undeva el știe că o dreptate va veni cândva. Totuși, rămâne o întrebare foarte actuală pentru noi. De ce nici măcar Dumnezeu nu pedepsește imediat păcatul? De ce așteaptă cu pedeapsa? De ce noi învață lecția imediat pe cei nedrepti? De ce Dumnezeu așteaptă? Ascultați-l pe Solomon. Este o deșertăciune care se petrece pe Pământ. Și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele. Și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune, spune Solomon. Adică se uită și spune, oare de ce nu intervine Dumnezeu? Pentru că celor răi le merge bine și celor buni le merge rău. De ce nu intervine Dumnezeu? La timp. Răspunsul îl putem da destul de ușor dacă ne gândim la pilda Domnului Isus cu greul și neghina din Matei 13. Pilda sună în felul următor și ascultați argumentul Domnului Isus de ce nu intervine Dumnezeu imediat. El are o justificare. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghina între greu și a plecat. Când au răsărit firele de greu și au făcut rod, a ieșit la evială și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghina? El a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis, vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el. Ca nu cumva smulgând neghina, să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în hambarul, în grânarul meu. Dumnezeu tolerează nedreptatea și nu o smulge afară de îndată ce are loc, ca nu cumva smulgând-o să jeneze sau să împieteze viața celor drepți. Conectați cu rădăcinile celor nedrepți. Nu e așa că de multe ori Dumnezeu acționează cu întârziere sau acționează cu dreptatea lui absolută și noi nu-i o înțelegem. Ne revoltăm și ne întărătăm. Un Dumnezeu iubitor își poate permite să tolereze lucruri oribile, pentru că El prevede în atot știința Lui că pe termen lung ceva bun va ieși de aici. Dumnezeu permite neghinei să crească între grâu, privând grâul de un confort temporar, pentru a-l îndruma, a ne îndruma sau a ne îngădui să ajungem la o maturizare morală și spirituală care să permită smulgerea neghinei fără consecințe asupra grâului, adică a celor plăcuți lui. Deci, Dumnezeu nu intervine imediat să scoată răul afară, pentru că uneori scoțând răul mai repede decât trebuie. Cei conectați cu răul, neajunși la rod, la maturitate, pot fi afectați. Și Dumnezeu, la știința Lui, decide când trebuie scos răul afară. În concluzie, Solomon s-a perindat pe străduțele perplexității și din nou trage o concluzie foarte familiară nouă deja. Sub soare, spune el, poți fi sigur doar de bucuria ce ți-o poți oferi singur. ascultați concluzia lui. Călătorind peste dusele perplexității, spune Solomon, am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care le dă Dumnezeu sub soare. Ca de fiecare dată, concluzia lui este una instinctuală, trasă fără a avea întreaga imagine a planului lui Dumnezeu, Isus Hristos. Fără el, vă aduceți aminte, puzzle-ul vieții nu se poate termina, nu se poate completa. Și atunci, în concluzie, ce putem spune noi cu privire la perplexitățile vieții? Ce concluzie putem trage cu privire la aceste perplexități ale vieții de care ne lovim în călătoria noastră? Câteva lucruri. Unu, perplexitatea de orice felofia nu are voie să ne ia prin surprindere. În alte cuvinte, așteptați-vă la lucruri, la lucruri de neînțeles. Nedumeririle minții noastre nu ar trebui să ne doboare credința. Să nu uităm niciodată că vorbim sau suntem într-o relație sau suntem sub un Dumnezeu transcendent care ne-a spus de atâtea ori faptul că gândurile Lui nu sunt gândurile noastre și căile Lui nu sunt căile noastre. Așa că să nu ne mire lucrurile pe care nu le înțelegem, perplexitățile de care ne lovim în umblarea noastră. Nu le lăsați să vă destabilizeze, s-ar putea să fie o primă concluzie aplicativă pentru noi toți. Căile Domnului sunt inscrutabile, mintea lui este infinită și veșnică, iar scopurile lui sunt atât de înalte încât mințile noastre nu pot cuprinde totul. A doua concluzie, perplexitatea nu este un păcat. A fi nedumerit de mersul vieții nu este un păcat și acest adevăr ar trebui să ne aducă mângâiere. Faptul că nu înțeleg anumite lucruri, faptul că mă frământ cu anumite lucruri, nu este un păcat. Faptul că mă îndoiesc și caut răspunsuri, nu este un păcat. Sunt unii oameni care vor să lase impresia că modalitățile de lucru ale lui Dumnezeu sunt întotdeauna simple și clare. Au, au explicații oamenii aceștia pentru orice lucru și cerul pare întotdeauna luminos și strălucitor. Apostolul Pavel are altceva de spus. Ascultați-l. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strântoare. În grea cumpănă, perplexi, nedumeriți, dar nu deznădejduiți. Perplexitatea în sine și de una singură nu este păcat, pentru că mințile noastre sunt finite și slăbite de păcat, așa că nu avem cum înțelege toate lucrurile. Așa că frământările noastre, perplexitățile noastre, nu sunt păcat. Dar, în al treilea rând, să fim foarte atenți că perplexitatea poate deschide ușa pentru ispită. Dacă nedumerirea se cuibărește în mintea noastră, ispita poate bate la ușă. Soluția? în toată această călătorie pe străzile lăturalnice ale perplexității, când te lovești în viață de tot felul de lucruri de neînțeles, soluția este aceeași întotdeauna. Privește la Dumnezeu. Ridică-ți privirea de pe problemă pe Dumnezeu. Este mai bine să ai mâinile în mâinile lui Dumnezeu decât în încleștarea epicurianului și hedonistului. Asaf în Psalmul 73, frământat de aceleași lucruri ca și Solomon, a tras cea mai frumoasă concluzie cu care vreau să închei. Asaf frământat de nedreptate, de viitor, de neîncredere în om, ascultați-l cum își găsește echilibrul. El spune la începutul Psalmului, era cât pe ce să-mi alunece piciorul. Dar, ascultați concluzia. Însă eu sunt întotdeauna cu tine. Tu mai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Cât despre mine, continua Saf, fericirea mea este să mă apropiu de Domnul, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale.